plină de zâmbet, gura humorului. Da. Ce ne cânti astăzi? Voi cânta piesa Yesterday de la Beatles. Ideea este că îmi plac foarte mult și va fi foarte greu să mă despart de ei. Yesterday. Aude-l pe tati. Nu e deloc ușor să fii pus în situația asta. Nu e deloc ușor. Mi-ai plăcut de când te-am văzut și ceea ce e mai important, ești printre puținii copii, am să spun, de vârsta ta, care își arată frumusețea vârstei în toată splendoarea. Bravo, fată! Mulțumesc mult! Mulțumesc de am mai făcut lucrul ăsta de foarte multe ori, chiar dacă nu eram eu cel care jurizam sau luam decizii, dar am văzut lucrul ăsta de enorm. Ori ai o sarcină foarte grea în seara asta. Știi că vor urma etape și mai dure pe viitor. Mă gândesc totuși că ești prea tânără pentru acest concurs și mă gândesc la faptul că e o responsabilitate foarte mare pentru un copil ca tine, un concurs ca X-Factor. De aceea, decizia mea este următoarea. Diana oferă un scaun în echipa mea. Bravo! Diana Căldăreanu! Bine ai venit în echipa celor șase! De la ăștia mici vreau să fie cei mai buni concurenți pe care a avut X-Factor până acum. Ei acum nu mai au trei jurați în față, e la urma pe Brânciu.